Bună ziua! Astăzi, în Fitness cu Codruța, l-avem ca invitat alături de noi pe Claudiu Bleont. Wow! Ești într-o formă fizică... Ești într-o formă fizică foarte bună. Nu pun problema asta. Îmi place Aikido. Sunt aici la sala prietenului meu, Ion State, în Constanța. N-am vrut să pierd această seară, să nu vin să mă antrenez. Vreau să te antrenez frecvent pentru a te menține în formă sau... Nu, îmi place foarte mult Aikido. Okay. E o artă marțială. Îmi place foarte mult personalitatea mentorului și creatorului acestui stil, Morihei Ueshiba, care la 80 de ani, după 66 de ani de artă marțială, de Aikido, a spus: nu am făcut în artele marțiale decât un prim pas. Vrei să egalezi performanța? Nu. Sunt practic Aikido în București, la sala președintelui Federației Române de Aikido, Shihan Dan Ionescu, și de fiecare dată când seara îmi permite, respectiv când am spectacol, mă duc la sală. Prilujul meu astăzi în Constanța, m-am aflat aici și l-am rugat pe Ion să mă primească la el la sală. Vreau să întreb, ai practicat cumva de performanță? Că băcă, te descurci foarte bine, deci nu ești chiar necunoscător în seara. Prietenul meu, maestru, câți ani ai? În viață, foarte mulți. Foarte mulți. Unu. Mulți înainte. Cine conduce acest club, aici se petrec an de an, cred că de obicei cam în aceeași lună, stagii de pregătire. Da, organizăm fiecare an un stagiu național, cam de 3 ori pe an stagii zonale. Deci invităm instructori din cadrul federației și stagiile sunt cu numai cu elevii noștri, bineînțeles că pot veni și alții. Sperăm că l-aducem mai des pe Claudiu în Constanța și să profităm de prezența lui. De fiecare dată la sala lui Ion. Și profităm de fiecare dată de prezența ta. Noi tragem de Claudiu de fiecare dată, că vine privat să facă un antrenament împreună cu noi. Eu am făcut scrimă 7 ani la Steaua, din liceu. Și tu? Și apoi, începând teatru, facultate, am continuat mișcarea fizică care stă la baza artei teatrale. Și apoi, după ani de zile, împreună cu soția mea, cu Andra Negulescu, care și ea este practicantă Aikido, este mult mai avansată, are și ea centură neagră la aceeași sală. Nu vreau sală să mă gândesc ce este între voi când vă supărați unul pe celălalt. E o artă care nu atacă decât dacă este atacată. Deci principiul în Aikido nu există atac. Și în Aikido se urmărește să intre în armonie cu cel care, dintr-un dezechilibru, care poate fi de orgoliu, de nevoie, de paranoie, de ceva, vrea să-ți tragă una. Și tabel. Se spune că un om care te atacă este un om care are probleme. Ideea este ca tu să-l ajuți. Nu să treacă, să le depășească. Uneori e greu. Vreau să te întreb, mai practici alt sport sau alte metode de a te întreține sau de a te menține forma? Nu, mi-ajunge în sala ce fac de fitness la noi, îți ajunge. Au fost perioade în care am umblat mai mult pentru kilograme în plus. Păi mă gândeam că asta e o metodă de a scăpa de kilogramele după sărbători. Dar să știi că aici la sală transpiri atât de mult și faci atâta mișcare. Așa. Că și aici antrenamentele sunt tot de 3 ori pe săptămână. Pe săptămână, lunea, miercurea, vinerea. Câte calorii se pot pierde într-un antrenament de Aikido? Depinde de fiecare. Dacă te antrenezi cu seriozitate, Aikido este suficient atât pentru a slăbi, cât și pentru a învăța să te aperi, cât și pentru a fi mai liniștit. Este o sumă de multe beneficii. Că liniștea și echilibru, armonia interioară care o regăsesc aici, mă ajută foarte mult în ceea ce fac în teatru. Și te ajută foarte mult asta, vreau să te ajută. Tehnicile. Tehnicile, da. Vin cu plăcere la nivelul copiilor. Prezența mea aici e determinată de frecvența în care nu am spectacole la teatru și e un drum lung care nu are sfârșit și îmi place să-l practic. Poți să le dai un sfat admiratoarelor și admiratorilor tăi? Mai ales celor care iubesc sportul? Pentru fete este cea mai bună artă marțială. Veniți la sala constanțencelor, năvodărencelor, mangaliencelor. Să știu o secție. Veniți și practicați Aikido pentru că este cea mai bună
formă de a te pune în ordine pe tine și în caz de conflict, și conflictul stă la baza formării și creșterii noastre umane, în măsura în care petreci timp în Aikido, reușești să armonizezi și să găsești în conflict întotdeauna ceva constructiv, sănătos pentru amândoi parteneri, și cel care atacă și cel care este atacat. Și dacă totuși nu ni se potrivește acest sport, eu aș zice să caute să-și găsească locul și să nu se oprească din a căuta de a face mișcarea. Dar cu siguranță sunt adeptul mișcare. Artelor marțiale, pentru că în arta marțială și în special în Aikido ai ocazia să faci ceva și pentru interior prin ceea ce faci în exterior. Adică cred că o sală de fitness, dacă nu are și principii adânci de perspectivă, de contemplare, de meditație, aici sunt câteva cărți care au fost traduse în română, Morihime Ueshiba are un volum de artă a păcii scrisă de el și sunt niște concepte, niște percepte care el l-a descoperit în 66 de ani de muncă în această zonă, care l-au pus în situația să facă și o artă înțelepciunii, nu o artă numai a trupului. Și fitness-ul evoluează și acum găsești foarte multe metode în sălile de fitness pentru a te relaxa. Uite încă un motiv pentru care sunt la Aikido. Îmi place foarte mult că Aikido, ca și alte arte marțiale, se desfășoară în relație cu parteneri. E foarte bine să ai tot timpul, aici se schimbă partenerii de la exercițiu la exercițiu și să te întâlnești cu diferite înălțimi, diferite corpuri, diferite, și întotdeauna acționezi atât fizic cât și psihic. Și este un fel de a te face foarte flexibil printre oameni, mai ales în societatea modernă de azi, unde sunt tot timpul, hai să spun, semnale, nu neapărat agresiv. Și e foarte bine să îmbini tonusul psihic cu tonusul muscular. E o formă extraordinară de socializare. Da. Organizăm un stagiu internațional și în Constanța, poate că ne anunțați și pe noi să venim cu... Mare plăcere. Asta tragem acum, încercăm să dovedim că putem să susținem un stagiu internațional. Anul acesta va fi în Franța, dar sper ca la anul 2009 să ne întâlnim aici. Îl organizăm noi. Ca o idee vis-a-vis de ce înseamnă socializare și să faci o idee, am elevi nu numai români, din Turcia, din Maroc, din Iordania, din Marea Britanie. E normal ca cei care sunt... același peste tot. Da. E o limbă comun, limbaj comun. Ne-am avut oarecum avantajul meu de a fi singurul club de Aikido din Constanța. Felicitări! Mi-a părut bine, vă mulțumesc. Mulțumesc. Și aș vrea, dacă vă face plăcere, să ne demonstrați un procedeu din apărare. L-am adus aici lângă mine, da? Aproape de mine, prietenul meu. Trebuie să arăt că țin la el, da? După care înaintez.